This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise. But is it even there to find? Da, cam așa arată micul nostru dejun din această dimineață. Aici avem niște pizza cu pui, iar aici este pizza mea preferată. Este pizza cu dovlecei, zucchini și brânză. Și este pizza mea preferată. Facem câteva cumpărături. Am masca deoarece a început să fie obligatorie. Salutare, dragii mei. Astăzi vreau să vorbesc puțin cu voi. Astăzi este 5 noiembrie și este ziua mea de naștere, așa că o să încerc să fac un vlog. Ziua mea de naștere o să-mi o sărbătoresc, să spun așa, două zile. O să-mi o sărbătoresc astăzi și duminică. Duminică o să vină părinții la noi. Așa că o să încerc să fac un vlog în care să includ și ziua de astăzi și ziua de duminică. Momentan este ora 3 de dimineață, am primit o mulțime de mesaje. Am primit flori de la soțul meu, am petrecut timp împreună, am ieșit puțin și am făcut câteva cumpărături, iar acum aștept deja să vină niște musafiri, aștept să vină fratele meu cu soția lui și sora mea cu prietenul ei. L-am culcat pe Filip, o să doarmă acum vreo 2 ore, nu știu cât o să doarmă, apoi când o să se trezească numai bine, deja o să ne vină și musafirii. Și vă mai țin așa pe parcursul zilei la curent cu ce se întâmplă. Nu vreau să stau foarte mult pe telefon, de aceea nici nu o să filmez foarte mult. Dar de asta am zis că o să încerc să fac un vlog în care să includ și ziua de astăzi și ziua de duminică. Astăzi este joi. Pentru că am încercat să nu stau pe telefon, să nu stau, chiar nici la mesaje nu am prea răspuns. Îmi cer scuze pentru asta, dar o să răspund eu imediat la ele. Am încercat să nu stau foarte mult pe telefon, ci să stau și să mă bucur de familia mea, să petrecem timp împreună. Așa că sper să reușesc să mai filmez astăzi câteva imagini și să reușesc să fac un vlog. Da, nu mai știu cum să țin telefonul. Bun, ne auzim mai târziu, merg să pun cumpărăturile la loc și poate să filmez un clip de cumpărături, dar mă mai gândesc dacă filmez, deoarece o să mai ies și mâine să mai fac câteva cumpărături, dar dacă reușesc să filmez, o să vedeți și clipul de cumpărături pe canalul meu. Gata, eu vă pup și vă mulțumesc în avans pentru toate comentariile, vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele pe care mi le-ați dat, am primit foarte multe mesaje. Neașteptat de multe mesaje, mă bucur tare mult că v-ați făcut timp și mi-ați scris câteva cuvinte. Vă pup și ne auzim mai târziu. Ia uitați voi aici ce surpriză am primit eu prin curier de la prietena mea, Ani, de la Iași. Ea mi-a trimis o cutie cu trandafiri, uitați cât de frumoși sunt, sunt superbi. O cutie cu macarons care arată tare, tare, tare bine și am primit aici și o felicitare. Ana, Carol și Răzvan, mulțumesc tare mult, draga mea, te pup și te îmbrățișez cu mare drag.
nu intru. Hai, fă foțele. Ne-am mai lăs tomat. Serios? Lasă mă rog. Bravo, Ova! Te rușinat acum! Ce fac acolo? Biscuite? Apun biscuite? Da? Pardon, mă scuz că stau în cale, mama. Hai, mergem la Nani. Hai, mergem. Nu mergem la Nani. Ce să-ți facă, mami? Pacăm. Pacăm cu spate trâș. Opa! Opa! Cam așa arată crema mea. Am terminat-o. Am primul blat la cuptor. Imediat o să-l scol și pe al doilea. Hai să vă arăt ce consistență are crema. Este aproape 12 ceasul la noi, așa că o să merg să-l pun pe Filip la somn. Am terminat ce am avut de făcut cu mixerul, așa că o să pot să merg să-l pun la somn. Ia uitați ce consistență are crema. Ca să vedeți cam cum a ieșit. Am pus... 4, am făcut la dublu, am pus 8 gălbenușuri de ou pe care le-am bătut cu 6 linguri de zahăr,
după care am adăugat 500 de grame de mascarpone, esență de vanilie și frișcă bătută. Și cam așa a ieșit. Rareș cu Filip au fost și au făcut cumpărături. Haideți să vă arăt ce au mai cumpărat pentru astăzi. Multe clementine, găsiți care arată bine. Cât e kilogramul? 6,99. Struguri negri. O salată verde. Niște prune. Aici avem două sticle cu suc. Suc de portocale. Două feluri de șuncă. Șuncă din piept de pui, ruladă din piept de pui și pastramă din piept de porcan pentru platoul pe care o să-l pregătesc imediat. Și de la Lidl au mai cumpărat pâine. Pâine cu semințe, arată foarte bine. Încă o caserolă cu struguri albi. O baghetă feliată și un castravete, am mai cumpărat două sticle de suc cola, imediat vă arăt ce și cum pregătesc, pentru că deja este destul de târziu și ușor încep să-mi ajungă și mie invitații. Easy love.
If you wanna please me easy, does easy does it? Let's just get lost when no one can find us. Nothing to lose because we don't need much. Just să ne binecuvântezi pe fiecare în parte, binecuvântezi hrana care este pusă în fața noastră, binecuvântezi și pe Dana care a împlinit un număr de ani, să-i dai sănătate, bucurie, rare și la Filip și pe noi toți să ne ajuți ca să ne bucurăm de binecuvântările tale și să avem parte cu tine în părinția ta. Fii lăudat pentru toate în numele Domnului și asta rugat. Amin. Filip, cine a venit la tine? Cine a venit? A venit baby? Unde e baby? La baby, hai. E baby acolo? Cine a venit la tine? Dă-i pupic, lui baby, dă-i pupic. Oh. Hai, mai dai un pupic. Îl iubești pe baby. Unde e șosețica lui Filip? A, uite aici. Ia, pune șosețica înapoi în picior. Pune șosețica. Îl pune lui baby. Lui baby. Baby are, baby are. Tu nu ai. Guriță lui tati, dă-i guriță. Dă-i lui tati guriță. Bebe?